Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Zeci de români au fost premiați seara trecută în Tel Aviv. Este vorba despre scriitorii și personalitățile care au contribuit la promovarea culturii românești în comunitatea evrească. Teodor Meleșcanu, Natalia Intotero, Cătălin Dancu și Daniel Tudorache sunt printre cei distinși cu premiul Omul Anului de către Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română. A venit. Udloc în Tel Aviv a sărbătorit persoanele care, prin activitatea desfășurată în cursul anului 2018, cinstesc comunitatea originarilor din România. Scriitori, jurnaliști, personalități culturale ale comunității israeliene de origine română au fost prezenți la decernarea premiilor Omul Anului și Cartea Anului de către Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română. Sub sloganul Împreună au fost onorate personalitățile care promovează bunele relații dintre Israel și România. Mă responsabilizează în egală măsură acest premiu și vreau să vă asigur că, indiferent de locul, de funcția pe care o voi ocupa începând de mâine, de poimine, voi fi aceeași persoană care mă voi implica și îmi voi pune toată activitatea mea în slujba românilor de pretutindeni. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu și Cătălin Dancu, vehiculat ca viitor ambasador al României în Israel, au primit distinția Omul Anului. Israelul este un stat extrem de important în relațiile bilaterale, este fără doar și poate la fel de important ca parteneriatul cu Statele Unite. Eu am spus mereu că, din punctul de vedere diplomatic, cred într-o trilaterală România-Israel-Statele Unite și pe domeniul de securitate și pe domeniul economic și pe domeniul militar. România nu are de 2 ani un ambasador în Israel, iar comunitatea românească de acolo spune că a avut mult de pierdut din această cauză. Premiul Cartea Anului a fost acordat la mai multe categorii, unor scriitori precum Heri Bar Shalom pentru romanul biografic Orașul de demult sau Ada Shaulov pentru romanul Dragoste în Amurg. Eu cred că există dragoste și în ultima parte. Poate să existe. Eu personal nu pot fără dragoste. Întâmplător am găsit partenerul de viață cel mai potrivit. Avem un comitet de votare care a selectat persoanele care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Israel. Au construit poduri de prietenie între cele două țări și au promovat pe toate căile limba română. De-a lungul timpului, mai mulți reprezentanți ai Guvernului României, dar și foști președinți, au primit distincțiile israelienilor.